Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Câteva zile am început cu această întrebare, care este și o frustrare personală. De ce suntem așa de slabi când e vorba să venim în ajutor a celor care sunt apăsați de diavolul? Și am început deja să vedem anumite aspecte de ce. Unuia este că alegem scurtător, alegem ceea ce este mai simplu, mai ușor. Un alt lucru este dacă ar trebui să fiu puternic și nu sunt, și Iisus Hristos a murit la cruce nu ca să fim slabi, ci ca să fim puternici. Nu ca să fim slabi, dar să mergem și să aducem mult roade. Nu ca să fim slabi, dar să mergem și să avem impact în lume. Și dacă nu avem asta, e foarte clar pentru mine, înseamnă că există anumite lucruri care ar trebui să le facem și nu le facem. Și opus, probabil și anumite lucruri care nu ar trebui să le facem și le facem. Dar vreau să mă întorc la primul gând. Există anumite lucruri care ar trebui să le facem și nu le facem. Îți dau un exemplu. Domnul Iisus a fost un om puternic. Din toate punctele de vedere. Dar există anumite lucruri care le facem. Există anumite lucruri care le-a făcut ca să aibă putere și să continue să aibă putere. Că este un lucru să ai putere și e altceva să susții acea putere. Soi în continuare. De asta, de exemplu, vei vedea momente unde ai râvnă, ai putere, de exemplu, de a te ruga. Și la un moment dat nu o mai ai. Și te oprești. Și te prăbușești. Pentru că este un lucru să ai putere, e altceva să menții acea putere. Deci dacă mă uit la viața Domnului Iisus, a făcut și deja am vorbit în detaliu, de exemplu, când am zis să nu amestecăm a fi plin de Duhul Sfânt și a fi îmbrăcat de puterea Duhului Sfânt, să nu amestecăm, nu e tot una. E același Duh, dar nu este tot una, nu este același impact, nu este același lucrare, dar să fi plin de Duh și să fi îmbrăcat cu puterea Duhului. Sunt două lucruri diferite. Da? De exemplu, am vorbit de ce a făcut el concret ca să fie uns cu putere și să facă ceea ce a făcut. Și apoi ce face el în continuare pentru a menține această putere, viața de rugăciune și de dedicare. Da? Deci există anumite lucruri care a făcut ca să aibă putere, le facea ca să continue să mențină această putere. Acum înțelegi mai bine când zic suntem slabi, pentru că există anumite lucruri care nu le facem. Nu automat pentru că ești născut din nou, gata, totul cade prin har. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și vorbim despre anumite lucruri care nu le facem. De fapt, de când am început să vorbesc despre această masă a esterei,
Vreau să îndrept atenția ta, ochii tăi, asupra unui lucru care Esther a făcut, care noi nu știm să facem. Sau facem prea puțin, sau zice chiar, facem superficial. Și pentru a arăta cât de important este ospățul și masa care ia da regele, regelui, am început și voi continua să-ți arăt în Scriptură cât de important este masa și cum unele persoane, viața lor a fost schimbată la o masă. Sau pentru că, mai bine spus, pentru că au pregătit o masă. Ce ne trebuia? Ieri am vorbit de vădva din Sarepta. Și poți să te gândești pe ce? Vrei să ne trimiți, frate Glenn, vrei să ne trimiți în bucătărie să gătim, să pregătim? Dacă vrei să faci asta, poți să faci. Nu este rău să gătești, să pregătești mâncare pentru persoane. Este important și asta, dar bineînțeles, mă interesează însemnătatea spirituală a acestui fapt. Este un lucru care l-au făcut fizic. Cred că și noi astăzi sunt momente unde fizic pregătim mâncare pentru, nu știu, pentru oaspeți. Da? Dar însemnătate. Și mai ales cum noi pregătim asta față de împăratul nostru, Dumnezeu. Da? Despre asta vom reveni. Azi dimineața aș vrea să vedem o altă împrejurare unde o masă schimbă destinul unui om. Sau mai bine spus, pentru că a pregătit masa, o masă, pentru cine trebuie. Ok, o să mergem în Geneza 27. E un text care îl citești și îl iau ca referință pentru a explica alte lucruri, dar azi folosesc același text pentru a-ți arăta tocmai ce am zis mai devreme. Biblia spune, Geneza 27, Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Isaac, fiul lui cel mare, și a zis, fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac a zis, iată-mă îmbătrânit și nu știu ziua morții mele, acum dar te rog, ia-ți armele, tolbă și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o să o mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Isaac știa că anumite tranzacte spirituale se fac la masă. De fapt, poate o să revin asupra exact, dar hai de fapt, hai să ne gândim. Am vorbit despre faptul că un lucru nu se întâmplă doar așa. Trebuie să existe un eveniment spiritual. Sau, pentru mine zic, o tranzacție spirituală. De exemplu, Elie și Elisei trebuia să existe această tranzacție, acest transfer de mantaua. Da? Sau acest transfer de o anumită măsură. Când s-a întâmplat asta, viața lui Elisei s-a schimbat cu totul. Da? Și în Scriptură, dacă o să te uiți atent, multe tranzacții, nu toate, că de exemplu, cea cu Ilie și Elise, la masă s-a întâmplat timp ce mergeau și vorbeau. Dar apropo, un lucru care faci la masă este exact asta. Vorbești.
Asta este o altă temă. Dar Scriptura ne arată anumite evenimente unde tranzacția spirituală, rezolvarea problemei, se face la masă. Și bineînțeles, când zic masă, mă refer ceva care implică mâncare, nu neapărat că este o masă regală cu 70 de meniu. Înțelegi, văduva din Sareopta a pregătit o masă lui Ilie, dar nu era cu 70 de meniu. Da? Era o chestie simplă, dar era o masă. Ok. Sunt tranzacții spirituale care se fac la masă. Multe tranzacții spirituale se fac la masă. Și uneori chiar în mese care nu arată ca o masă, dar sunt mese. Dar o să revin asupra asta. Aș vrea să ne gândim, de exemplu, un lucru când ne gândim la mâncare. Când tu mănânci, când eu mănânc, știi că se întâmplă o tranzacție spirituală. De ce crezi că, de exemplu, Dumnezeu în Vechiul Testament vine și spune să nu mâncați carne cu sânge? Pentru că, hai să citesc asta. Și vom încheia și continuăm mâine. Deuteronom 12. Să citesc începând de versetul 16, de exemplu. Zice așa. Deuteronom 12 cu 16. Numai sângele să nu-l mâncați, ci să-l versați pe pământ. Și apoi mai jos dă o explicație, zice așa. Versetul 23. Numai vezi să nu cumva să mănânci sângele, că sângele este viața, sufletul. Și să nu mănânci sufletul împreună cu carne. Să nu-l mănânci, ci să-l vergi pe pământ ca apă. Mâncator de suflete. Ai, 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 ai. Deci Dumnezeu, e foarte interesant, zice, să nu mănânci carne cu sânge. Bine, acum nu vreau, cum să spun, probabil sunt unii care mă ascultă, care poate vă place să mâncați cu sânge. Cum să spun, gândul meu în această dimineață, nu intru în dezbatere dacă tu trebuie să mănânci carnea ta, steak-ul tău, cu sânge sau nu. Nu este gândul meu, nu este tema din această zi. Asta poate să fie o temă în altă zi, dar ce vreau să arăt aici este că la masă există tranzacții spirituale. Să pot fi tranzacții spirituale. Să spun că Dumnezeu zice, nu mânca sânge, pentru că în sânge există ceva. Viață, sufletul. Și atunci să vergi sângele, dar poți să mănânci carne. Și de ce zic că la masă este o tranzacție spirituală? La masă este o tranzacție și biologică, dar nu numai. Și spiritual. Pentru că până la urmă, când noi mâncăm, ce facem? Prelungim existența noastră, nu? Pentru că dacă stai și nu mănânci foarte multe zile, chiar dacă ești perfect sănătos, faptul că doar că nu ai mâncat, prea multe zile vei muri. Deci, a mânca prelungește existența noastră.
Deci este o tranzacție serioasă. Dar de ce zic că este spirituală? Pentru că ceea ce mâncăm este sacrificat. Pentru că ceea ce mâncăm trebuie să fie ucis mai întâi, că noi să putem mânca. De aceea, de exemplu, în anumite civilizații, ca să zic așa, când, de exemplu, vânător se ducea și omora un animal, face un fel de rugăciune. Vorba cu animalul și zicea, iartă-mă, dar trebuie să-mi hrănesc familia. Nu fac asta din plăcere, dar trebuie să hrănesc familia mea. Deci, există acest concept. Noi prelungim viața noastră prin moartea altor ființe sau vieți viitoare. Acum, poate un vegetarian masculin zice, ah, ce bine, uite, frate Glenn, eu nu mănânc animale. Și plante sunt vieți viitoare. Doar dacă mănânci ceva făcut în laborator, care este, dar te duci și tai o plantă și pomul. Trăiește, e o formă de viață, nu este, de ce nu mâncăm piatra? Dacă mănânci piatra, atunci aș zis, oh, ok, tu chiar nu este omorât nicio viețitoare ca să trăiești mai departe, dar mănâncă piatră. Deși poate și piatră. Și ce a zis Domnul Iisus la un moment dat, zice, dacă ei vor tace, pietrele vor vorbi, dar asta este o altă, dar dacă mănânci piatra, o să zic, ok, dar tu, hai să zicem că nu jerfești, nu moare nicio viețitoare ca să trăiești, da? Dar dacă mănânci legume, mănânci carne, există o tranzacție acolo. Moare viețuita respectiv, că viața ta să fie prelungită. Vrei, nu vrei, asta e realitate. Și există un principiu spiritual foarte adânc acolo. Ne îndreaptă către Hristos. Că noi să trăim, mielul lui Dumnezeu trebuie să fie junghiat. Deci la masă nu este doar ciolan care îl vezi, ca, nu, este o tranzacție serioasă acolo. Acum înțeleg mai bine. De ce, de exemplu, când eram la masă pentru tatăl meu, era parcă un moment sacru. Zicea, închideți televizor. Zicea, oprește-te să faci asta. Stam la masă acum. Nu accepta să se facă altceva. Bine, eu nu mă supăra, mi eram interesat să mănânc. Ok? Dar, acum înțeleg mai bine. O să mă opresc aici și o să continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze și pofta bună!